Breaking news la Antena 3 CNN, doamnelor și domnilor, Guvernul României face public documentul primit din partea autorităților ucrainene, document care îl privește pe liderul AUR, George Simion. Vedeți chiar acum pe ecran acest document. El a fost expediat și vedeți în partea stângă, la data de 29 februarie 2024, este adresat lui Mihai Ghigiu, care este șeful cancelariei primului ministru, chiar dacă este numele greșit acolo din partea ucrainenilor, scrie Ghidiu, spune în felul următor: dragă domnule Ghidiu, șeful de cancelarie al premierului, în legătură cu ceea ce ați cerut din partea premierului Marcel Ciolacu, suntem în măsură să vă informăm care a fost decizia și motivele Serviciului de Securitate ucrainean pentru a opri accesul pe teritoriul României și a interzice accesul în Ucraina a unui membru al Parlamentului României pe numele său, Simion George. Decizia a fost bazată pe informațiile disponibile în legătură cu activitățile sistematice anti-ucrainiene ale acestui politician, care sunt contrare cu interesul național al Ucrainei și care atentează la suveranitatea statală și teritorială a Ucrainei. Declarațiile lui Simion sunt în măsură să discrediteze sau au vizat discreditarea Ucrainei pe scena internațională, pe arena internațională, promovând ideologia unionistă și denunțând legitimitatea frontierelor de stat ale Ucrainei. În plus, el, adică Simion George, lansează narrative despre presupuse violări ale drepturilor minorității române din Ucraina. Așadar, aceasta este adresa primită de Guvernul României. Ea a fost difuzată în urmă cu câteva minute. Premierul Ciolacu ne-a anunțat că pe legea 544 s-a cerut această adresă. Suntem în legătură directă cu Vasile Marcu. Bună seara, Vasile! Bun găsit, este un document emis sau trimis mai degrabă către cancelarea premierului României încă de la începutul acestui an, de pe 29 februarie. De atunci premierul a fost înștiințat despre interdicția, motivele interdicției intrării în Ucraina lui George Simion și, așa cum spuneai, se bazează pe informațiile pe care le avea până la acel moment serviciile de informații ucrainene cu privire la acțiunile lui George Simion în Ucraina, acțiuni care periclitează integritatea și statalitatea Ucrainei, motiv pentru care, iată, conducerea guvernului și serviciile de informații au decis să interzică accesul lui George Simion în Ucraina. De altfel, acest document s-a tot vorbit despre el în această perioadă, însă, repet, este unul care deja a ajuns la cancelaria premierului României încă din luna februarie și este adresat șefului cancelariei, nu direct lui Marcel Ciolacu, ci șefului cancelariei acestia, lui Mihai Ghigiu. Însă, repet, despre existența acestui document avea informații încă dinainte de începutul acestui an, încă de anul trecut, și fostul premier de acum, Nicolae Ciucă, știa parțial despre motivele pentru care Ucraina i-a interzis accesul lui George Simion. În momentul de față, Vasile Marcu, Ucraina spune că i-a dat interdicție lui George Simion de acces pe teritoriul Ucrainei pentru că desfășura operațiuni care erau împotriva securității ucrainiene, că a pus la îndoială... Denigra constant statul ucrainean. A pus la îndoială legalitatea frontierelor Ucrainei, vorbea despre presupuse abuzuri asupra minorității române și a făcut o campanie de denigrare a Ucrainei pe plan internațional. Ceea ce nu menționează această adresă este vreo legătură sau vreun contact cu un reprezentant al unui serviciu secret rusesc. Asta este prima chestiune. Exact, dar despre această, sau mă rog, despre astfel de întâlniri au lăsat de înțeles tot oficialii statului ucrainean în trecut, cei drept, nu în această adresă,
pe parcursul anului trecut, dacă mi-amintesc bine, oficiale ai statului ucrainean lăsau de înțeles că au existat astfel sau au la dispoziția lor dovezi despre astfel de întâlniri ale lui George Simion. Însă vedem că în documentul 1, document pe o singură pagină trimis cancelariei premierului Marcel Ciolacu, nu se face nicio mențiune la întâlniri ale lui George Simion cu ofițeri ai serviciului de informații sau serviciilor de informații din Rusia. Și mai avem declarația președintelui Parlamentului din Republica Moldova, care este și președintele Partidului de Guvernământ, Igor Grosu, cel care spune că interdicția dată lui George Simion pe teritoriul Republicii Moldova este pentru că acesta reprezintă interesele Federației Ruse. Exact, exact. Însă ce avem la dispoziție, avem deocamdată doar documentul pus la trimis către Cancelaria Premierului Marcel Ciolacu de partea ucraineană. Nu avem dinspre Republica Moldova vreun document oficial, deși și acolo există astfel de documente trimise către partea română sau cel puțin discuții, informări, dacă nu verbale, dacă nu scrise, cel puțin verbale din partea oficialilor moldoveni ai Republicii Moldova către autoritățile din România. Mulțumesc, Vasile Marcu, pentru această intervenție. Doamnelor și domnilor, acesta este documentul. Vi l-am prezentat, l-am analizat. Ucrainienii spun că George Simion aducea atingere securității naționale a Ucrainei și că punea la îndoială legalitatea frontierelor pentru ucrainieni. Vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta pentru niște ucrainieni care au parte de același tratament și din partea rușilor. Și rușii spun că frontierele Ucrainei nu sunt legale, că trebuie să dispară. Iată, au și anexat o parte din teritorii. Din perspectiva lor, orice persoană care le pune la îndoială integritatea teritorială, evident, devine o amenințare pentru securitatea statului respectiv. Nu știu dacă e o coincidență între ceea ce susține Rusia și ceea ce susține George Simion. Cert este că nu se menționează despre vreun contact cu un ofițer FSB. Acest lucru vine mai degrabă pe surse din Republica Moldova, iar președintele Parlamentului Igor Grosu spune că George Simion reprezintă interesele Federației Ruse și de aceea i s-a prelungit interdicția pe teritoriul, pe spațiul de